prim-ministrul Vlad Filat s-a întâlnit ieri la Moscova cu președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Serghei Narîșkin. În cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au abordat un spectru larg de subiecte actuale aflate pe agenda relațiilor moldoruse, dintre acestea fiind statutul limbii ruse în Republica Moldova, dar și deschiderea consulatului rus la Tiraspol. Narîșkin a declarat că este important de a continua dialogul cu privire la păstrarea utilizării limbii ruse în Republica Moldova, menționând că o parte a societății noastre moldovenești este din ce în ce mai îngrijorată de restricțiile privind situația limbii ruse în instituțiile de învățământ. Oficialul rus a salutat aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a acordului cu privire la zona de comerț liber în CSI și și-a exprimat speranța că acesta va fi ratificat în curând și de Parlamentul țării noastre. Vlad Filat a menționat că relațiile economice între cele două state atestă o creștere, ceea ce se datorează inclusiv eliminării tuturor barierelor comerciale dintre Republica Moldova și Federația Rusă. În context, prim-ministrul a exprimat interesul Republicii Moldova pentru atragerea investițiilor ruse în economia țării noastre. Un subiect aparte al întrevederii dintre cei doi oficiali l-a constituit reglementarea problemei transnistrene. Premierul a menționat că în ultima perioadă au fost înregistrate rezultate concrete în acest proces atât la nivelul formatului oficial de negocieri 5+2, cât și în contextul dialogului Chișinău-Tiraspol. Vlad Filat a plecat ieri în Federația Rusă, unde va sta timp de 3 zile. Prim-ministrul se va întâlni cu omologul său rus Dmitri Medvedev, dar și președintele rus Vladimir Putin.